alertă în Grecia. Peste 45 de incendii au izbucnit în ultimele 24 de ore, unele chiar aproape de capitală. Peste 1000 de pompieri luptă cu flăcările care sunt favorizate de temperaturile ridicate și vântul puternic. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά που κινούταν επικόρυφα, με ταφερόταν από περιοχή σε περιοχή με τον αέρα, με αποτέλεσμα να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα και να δημιουργούνται καινούργια μέτωπα. Iar între timp, Ministerul de Externe de la București a emis și avertizări de călătorie pentru cei care vor pleca spre aceste destinații. Detaliile le primim de la colegul meu, Alex Rotaru. Alex, ce știm despre zonele afectate? Care sunt? Bine, te-am găsit. Atenționarea este în vigoare până pe 3 august, atunci când în Grecia se vor înregistra maximele istorice pentru această vară și nu doar. Vorbim de temperaturi ce vor ajunge până la 45 de grade. De altfel, atenționarea vizează pe lângă codul roșu de caniculă și pericol de incendii. Mai exact, nivelul de alertă este de 4 din 5. Este vizată în marea parte a zonei continentale a Greciei. Mă refer aici chiar la zona ce cuprinde și capitala statului elen și, bineînțeles, zonele de pe lângă ea. De altfel, tot acolo au fost înregistrate și incendiile în ultimele ore. Exact la 30 de kilometri distanță de Atena au izbucnit incendiile ce au afectat numai puțin de 4 case care au fost distruse și peste 15 mașini care au fost mistuite de flăcări. De altfel, meteorologii de la Atena avertizează în continuare asupra gradului ridicat de incendii și spun că temperaturile ce se vor înregistra acolo vor favoriza izbucnirea flăcărilor pe teritoriul statului elen, pentru că în zilele următoare atât Grecia continentală cât și Grecia insulară va fi afectată de un puternic val de caniculă. Mai exact, vor ajunge temperaturile până la 44 de grade și, bineînțeles, în destinațiile preferate de români. De altfel, așa arată harta meteorologică pentru orele următoare în ceea ce privește statul elen. Vor fi, după cum spuneam, temperaturi extraordinar de ridicate pe întreg teritoriul Greciei. Vor fi temperaturi ridicate și la Atena, dar și în insulele din sudul și din vestul statului elen. De asemenea, trebuie să reamintim că până în aceste momente incendiile nu au fost lichidate în totalitate și spun autoritățile de acolo că gradul de pericol este în continuare foarte ridicat. Nu au fost lichidate în totalitate nici incendiile ce se află la mai puțin de 30 de kilometri distanță de capitala statului elen. Tare mult. Alex, într-o legătură directă cu noi, Nicos Cudunis este medic în Atena. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, mulțumim tare mult că se spune. Câte grade sunt acum la dumneavoastră, domnule Cudunis? La ora actuală eu mă aflu la Nea Macri, 30 de kilometri din Atena. Aici sunt 38 de grade, 39, e aproape de mare și de munte această stațiune, numai că Atena este un camin. Efectiv, este un haos total acolo, 42 de grade la umbra, la ora actuală la care vorbim. Și imaginați, trebuie să iubiți prea mult Grecia ca să veniți în aceste momente, în aceste zile, pentru că și temperaturile vor fi ridicate 10 zile în continuare, până la 45 de grade în umbra. Precizez acest lucru, în umbra. Înseamnă că vor fi 55-60 de grade afară. Și din această cauză și atenționare care a emis acum câteva secunde Ministerul de Interne, să nu se circulă oamenii afară și să evite să stea prea mult în plaza în orele de, în care soare arde. În plus, știți și problema cu coronavirus. Știți că avem zilnic 3000 de cazuri de coronavirus aici în toată Grecia. Imaginați, de aceea vă spun că trebuie să iubești foarte mult această țară ca să vii în această perioadă. Aș spun la oamenii, la turiști romani care vor să vin, să fiu foarte precauți și să evita deplasările în zonele aglomerate.
În acest moment, în jurul Atenei, care e situația, domnule Cudunis? E sub control incendiul acesta? E controlabil? Incendiul a fost controlabil de aseară. Chiar a fost la jumătate de oră de la mine, de la Nea Macri de aici, pentru că avioanele speciale treceau din partea, din stațiunea Nea Macri și luau apa și mergeau spre exact pentru stingerea acestui incendiu. În 4 sau 5 ore au reușit să stingă acest incendiu, numai că am avut destul de case și mașini arse. Din fericire, n-au fost victime, n-au fost niciun ranit din acest foc care a zguduit aseara toată Grecia. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Nicos Cudunis este medic stabilit în Atena.